Fie binecuvântat Domnul și Dumnezeu nostru, care ne-a dat har să venim la adunare, ne-a ascultat rugăciunile și credem că va lucra și mai departe în mijlocul nostru, slăvit să fie în veci. Să fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul, mari și mici, cum spune la Psalmul 115. Așa cum s-a spus, s-a propus, vrem să vorbim din Scriptură despre Duhul Sfânt, despre lucrarea binecuvântată, ce o face. Și am primit așa pe drum ideea asta, am să vorbesc sub o anumită schiță, dacă ar fi să o numesc așa, pe care o am în minte. Și lucrurile care le voi spune despre Duhul Sfânt, toate încep cu aceeași literă. Cred că e mai ușor de reținut. Dar oricum Duhul Sfânt este Cel ce ne aduce aminte atunci când trebuie și ce trebuie. În primul rând vreau să vorbesc despre prioritatea primirii Duhului Sfânt. În Fapte la capitolul 19 este scris că Apostolul Pavel a întâlnit la Efes ucenici al lui Ioan. Și într-o primă discuție le-a zis versetul 2, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Deci era foarte important să abordeze această temă. Și scrie aici că ei nu erau conștienți, n-avuseseră parte de lucrarea aceasta. Și apoi citim în versetul 6, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Să împlinească Domnul și la noi astfel de lucrări. În Fapte, în capitolul 8, când lucrarea a ajuns în Samaria, din nou observăm prioritatea acestei lucrări, scrie în 8:14, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Deci vorbim de prioritatea primirii Duhului Sfânt. Nu putem să mergem mai departe fără această lucrare. Sau, dacă ar fi să spun cu mai multă greutate, ceea ce a zis Domnul Iisus Hristos și scrie în Fapte, capitolul 1, ei au crezut că acum se instaura împărăția și Domnul le-a spus, nu, acum trebuie să mergeți oameni să adunați pentru împărăție, că împărăția va fi mare, după cum i s-a făgăduit lui Avram. Și le spune, întâi trebuie să primiți Duhul Sfânt, versetul 8, se va coborâ peste voi și apoi veți putea să faceți lucrarea aceasta. Sau, o altă dovadă, alte referințe, citim din Fapte, din capitolul 8, din Roman, scuzați, de unde s-a citit în dimineața aceasta. Cum să nu fie prioritară această lucrare, dacă fără ea, ascultați ce spune aici, în versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Cred că, și cu siguranță, nu pentru prima dată ați fost abordați pe tema aceasta, dar aș vrea să o socotim prioritară. În toate domeniile în care Duhul Sfânt operează. Altfel, lucrăm fără succes. Așa este scris aici, versetul 8, deci cei ce sunt pământești, deci cei ce n-au Duhul lui Hristos, nu pot să placă lui Dumnezeu. Sau spunea Domnul Iisus Hristos, scrie în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, versetul 63, Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Adică din capul locului, în a pricepe lucrările lui Dumnezeu, în a putea să împlinim voia lui Dumnezeu, în a putea să lucrăm pentru Domnul, toate acestea depind de prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Noi operăm într-o lume spirituală. Carnea, și aici e vorba de minte, de înțelepciune, de capacitatea umană, în sfera acestor lucruri, nu folosește la nimic. Scrie în Matei 18 că atunci când Domnul i-a întrebat ce zic oamenii despre el, își dădeau cu părerea după mintea umană.
că e un proroc, că e un botezător, făceau ei niște asocieri în funcție de lucrările care Domnul le executa. Și întreabă, voi cine ziceți? Și Petru spune, tu ești Hristosul. Ce i-a spus Domnul? Nu, mintea ta te-a dus la înțelegerea asta și Duhul Tatălui te-a făcut ca să pricepi. De aceea, să rugăm pe Domnul să-L lase în plinătate peste noi. Să înțelegem prioritatea primirii Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne! Trec mai departe la un alt aspect pe care îl notez tot cu litera P. Posibilitatea primirii Duhului Sfânt. Da, este prioritar, este important, e imperativ. Dar cum poate fi primit? Citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 7, scrie aici de la versetul 38. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, cum spunea Domnul femeii la Sihar, o fântână care țâșnește în viața veșnică. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care vreau să-L primească cei ce vor crede în El. Și acum atenție, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Posibilitatea primirii Duhului Sfânt a depins întru totul, ca fapt primar, de jertfa Domnului Iisus, de lucrarea sa. Asta spune Petru în ziua cincizecimii, citim din Fapte din capitolul 2, după ce Domnul le spune în capitolul 1 să aștepte promisiunea Tatălui, Fapte 2 cu versetul 33, și acum, și nu se putea până la acel acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt și a turnat ce vedeți și auziți. Pentru că întâi trebuia să se facă ispășirea pentru noi și abia apoi putea Duhul Sfânt să intre în lucrare. Și mulțumim Domnului Iisus că ne-a oferit această posibilitate. El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt, cum spunea Ioan. Pentru că opera asta e realizarea Lui. Mie îmi place să spun, în ce privește relația dintre Domnul Iisus și Duhul Sfânt, cum spunea și ucenicilor, va lua dintre amele și vi le va da, că nu poate fi percepută lucrarea Duhului Sfânt fără a înțelege relația cu Fiul și cu Tatăl. De la Tatăl vin prin Domnul Iisus și se revarsă de la noi, se revarsă spre noi prin Duhul lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și în casa lui Corneliu. Și Petru explică aceasta apoi la Consiliul de la Ierusalim. Citim Fapte, capitolul 10, predica Petru în casa lui Corneliu. Știți, Duhul l-a trimis acolo, spune în versetul 19, și surprindem un moment din predica lui, 42. Iisus ne-a poruncit să provodim norodului să mărturisim că El, Domnul Iisus, a fost rânduit din Dumnezeu judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, și nu în alt moment din predică, ci atunci când le-a spus că prin Domnul sunt iertate păcatele, că s-a făcut ispășire în cer. Ei au crezut pe loc că sunt iertați, iertarea era posibilă, primirea Duhului Sfânt posibilă, și în momentul acela, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. O primire a Duhului Sfânt în timpul predicării. Petru explică fenomenul, știți că a fost luat la rost ce te-ai dus acolo și ce ai făcut, și se justifică, Fapte 15, versetul 8. Repet, vorbim despre posibilitatea primirii Duhului Sfânt. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Ce s-a întâmplat întâi? Le-a curățat inimile. Apoi
a fost posibil ca să primească Duhul Sfânt. De aceea este foarte important să se facă mărturisire. Eu le spun la cei ce stăruiesc, cum spune Pavel în Corinteni 2, să aveți în minte pe Iisus Hristos și spre răstignit, că faptul acesta s-a petrecut întâi, ca noi să primim Duhul făgăduit. Mulțumim Domnului pentru aceasta, amin? În ce privește credința în jertfa Domnului Iisus, cred că nu aveți dubii. Dar în ce privește iertarea care v-a fost oferită prin aceasta, sunteți la fel de siguri? Spunea fratele Costică de la Izvin că era la Roma, la stăruință, și a venit cineva să-i se mărturisească și a mărturisit lucruri grozave. Și se gândea în timp ce asculta, ăsta e pierdut. Și omul când a terminat de spus, îl întreabă, spune-mi, mai am șansă să primesc eu Duhul Sfânt la câte am făcut? Că dacă nu, nici nu mai cheltui vremea, mă duc și mă arunc în Tibru. Și fratele îmi spune, băi, de nu spunea că se aruncă, nu-i dădeam șansă, dar așa, băi, să nu s-o moare, am zis, băi, încearcă. Și a primit Duhul Sfânt în seara aceea. Că omul și-a descărcat toată povara păcatului, s-a produs minunea iertării și s-a oferit posibilitatea primirii Duhului Sfânt. Mare este Domnul și minunate sunt lucrările Lui. Să socotim prioritar aceasta, că fără nu avem nicio șansă la niciuna dintre lucrările Lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că posibilitatea primirii ne-a fost oferită de realizarea Domnului Iisus Hristos, de jertfa sa ispășitoare. Pentru aceasta, Domnul să fie binecuvântat. Trec mai departe. Practica, sau mai degrabă spus, procedura primirii Duhului Sfânt. Da, e prioritar. Vrem și noi. E posibil. Da. Vorba lui Nicodim, cum se face așa ceva? A zis, să mai poate naște un om bătrân, cum poate un om să primească Duhul lui Dumnezeu? Și aici pot să apară diferite extreme. Unii să spun așa că l-am primit din oficiu și nu se vede, nu se aude, și alții să creadă că este o stare prea înaltă ca să primim noi aceasta. În ce privește capitolul acesta, cum știți, în creștinism, părerile sunt împărțite. Cum spuneam, unii cred că l-au primit, alții cred că este o procedură prin care se poate primi. Eu vreau să vă citesc și să justific cu Scriptura. M-ați văzut că și până acum vă citesc, asta îmi place, să dovedesc cu Cartea Sfântă. Vor spune unii că ceea ce scrie în Cartea Faptele Apostolilor este o lucrare narrativă, adică se povestește ce s-a întâmplat într-un fel sau altul și poate că așa s-a întâmplat doar atunci, la început, și nu mai este necesar. De acord, Cartea Faptele Apostolilor este narrativă în ceea ce scrie Luca, dar în ceea ce spun apostolii nu e narrativ, e normativ, are aceeași valoare cu ceea ce este scris în epistole. Cum tot normativ, adică asta e legea, acesta e principiul, e ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Ba mai mult, avem arhetipurile din Vechiul Testament, când Dumnezeu a anticipat în diferite imagini, simboluri, lucrări, ce urma să se întâmple. În primul rând, afirm că și ca procedura primirii Duhului Sfânt, avem rugăciunea. Da, în casa lui Corneliu s-a primit pe fond de predică, dar rugăciuni la arhivă erau multe acolo. Însuși Domnul Iisus Hristos, citim despre în Evanghelia după Luca, în capitolul 3, a primit Duhul fără măsură, cum spune Ioan, în timp ce se ruga, 3:21. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip
trupesc ca un porumbel. Și s-a auzit și atunci ceva, un glas din cer, plus imaginea aceea, porumbelul coborât. Pentru că atunci când se primește Duhul Sfânt după procedurile Bibliei, ceva se vede și ceva se aude. Tot Domnul spunea, citesc din Luca 11, că Duhul Sfânt trebuie cerut. Știți că există și opinia asta, dacă e dar, se primește. Da. Rețineți, fac aici o referință generală, spune în Matei 6 când vorbește Domnul ucenicilor și le spune rugăciunea Tatăl nostru, zice așa acolo, Tatăl știe de ce aveți trebuință. Păi dacă știți, ce să-i cerem? Și totul le spune, iată cum trebuie să vă rugați. Adică și noi să conștientizăm că Dumnezeu vrea să ne dea ceea ce trebuie, dar conștientizăm, îi cerem și atunci am spune că e ceva ce Dumnezeu vrea să dea și noi socotim că avem nevoie. Citesc, Luca 11 cu 13. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri cu cât mai mult, că în raport cu Dumnezeu toți părinții sunt răi, Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Că e bun. Ei, e drept că aici scrie de stăruință, așa? Vă rog, rețineți. Domnul a spus pilda asta cu stăruința rugăciunii și a enunțat câteva principii ale stăruinței, nu când a vorbit de rugăciunea pentru bolnavi, ci când a vorbit de primirea Duhului Sfânt. Să înseamnă că în această lucrare este nevoie de o rugăciune stăruitoare. Prin harul Domnului, săptămâna, nu asta, cealaltă, am avut și noi stăruință la adunare și în 5 seri au primit Duhul Sfânt aproximativ 50. Mulțumim Domnului că s-a îndurat de noi, înseamnă că e an de îndurare. Să beneficia și dumneavoastră de asta. Trec în Cartea Faptele Apostolilor și scrie în capitolul 1, repet, mă refer la procedura primirii Duhului Sfânt, 1 cu 14, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, în cereri. Și toți aceștia care se rugau, toți aceștia au primit Duhul Sfânt. Am amintit adineauri, acum accentuez alt aspect, Fapte capitolul 8, versetul 15, aceștia, adică Petru și Ioan, au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Deci, e nevoie să se roage cei ce primesc și este nevoie să se roage și alții pentru ei. Cum zice și la bolnavi, Iacov capitolul 5, să se roage și bolnavul, să se roage și prezbiterii. Și Domnul care ascultă rugăciunea să fie binecuvântat. Și cum spune Psalmul 65, Doamne, Tu asculți rugăciunea. Și îmi spunem noi și pentru primirea Duhului. De aceea toți oamenii vor veni la stăruință. Și Domnul să-și facă lucrarea. Amin. Spuneam că atunci când se primește Duhul Sfânt, trebuie să se vadă și să se audă ceva. În Fapte, în capitolul 2, mă refer ca procedură de primire și ca dovadă a primirii, spune Scriptura aici în 2 cu 4, și toți s-au umplut de Duh Sfânt, și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Se pare că asta a fost în izbucnirea acestei lucrări, dar foarte posibil că atunci s-au manifestat și alte lucrări, profeții. Pentru că spune Petru, versetul 17, în zilele de pe urmă ce Domnul voi turna și spune, vor proroci, vor avea vedenii, nu putea spune Petru că s-a împlinit asta dacă nu ar fi fost și așa ceva atunci. Ba mai mult, spune în Fapte, în capitolul 19, despre cei din Efes pentru care s-a rugat Pavel, Fapte 19 cu 6, când s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei, vorbeau în alte limbi și proroceau. Exact în acel moment sau în acea părtășie, să zicem că a fost într-o seară. Spunea un frate din Bihor, deci în vremuri mai bune, când plinătatea și puterea de lucrarea Domnului era mai mare și cred și oamenii mai rugativi, mai sinceri, mai doritori, puneau mai multă prioritate în asta, au zis,
cam din 10, dacă primeau Duhul Sfânt, vreo 3-4 profețeau, proroceau. Asta nu înseamnă neapărat că și rămâneau proroși pe toată viața. Cum s-a întâmplat, scrie în Numeri 11, că cei 70 peste care s-a pus din Duhul care era peste Moise, au prorocit, dar scrie acolo textul biblic, n-au mai prorocit după aceea. Pentru că un om plin de Duh poate să prorocească, dar ca să prorocească apoi în timp, asta înseamnă să-i lase Domnul un dar pe linia aceasta. Aș putea să mă amintesc și din Fapte din capitolul 10, unde spune acolo că atunci când a venit Duhul Sfânt în casa lui Corneliu, îi auzeau vorbind în alte limbi și au rămas uimiți când se bucurose Duhul Sfânt peste ei și măreau pe Dumnezeu. Ce înțeleg de aici? Când vine Duhul Sfânt peste o persoană sau peste un grup de credincioși, se pot manifesta darurile Duhului Sfânt. În prim plan vorbirea în alte limbi, dar se pot manifesta și alte daruri. Am întâlnit cazuri când au avut vedenii. Să vă spun, știți, sunt recăsătorit, după ce am fost 2 ani și ceva văduv, acum de aproape 2 ani, vor fi martie, sunt recăsătorit, și soția de acum îmi spunea cum a primit ea Duhul Sfânt. Eram împreună cu alte 2 surori ale ei, ea avea 13 ani și alte 2 surori, una 14, una 15, erau la rugăciune într-o casă la Vicovul de Jos. Și Domnul a arătat într-o vedenie în acea seară că 3 porumbei se vor lăsa peste 3 ființe. Ea era, cum ați auzit, cea mai mică între surorile ei prezente acolo și când a intrat în rugăciune, i-a apărut ca o vedenie în față și l-a văzut pe Domnul Iisus venind spre ea. Ea a înțeles că Domnul Iisus, ființa aceea, a cuprins-o în brațe și ea pentru timp de 4 ore n-a mai știut ce s-a întâmplat. Mai mult s-a rugat în alte limbi, a premărit pe Dumnezeu și în românește și în alte limbi. Când, să zic așa, și-a revenit ea, era o copilă, 13 ani, era așezată, stătea undeva, o puseseră frații așa pe un scaun acolo și se ruga cu mâinile sus. Și frații au mărturisit apoi că în perioada asta, nu tot timpul, a fost când era ridicată de la dușul meu o jumătate de metru, se ruga așa, suspendată. Și se bucura și plâns și bucurie că Domnul când vine cu puterea sa poate manifesta prin noi oricare dintre lucrările Duhului Sfânt, slăvit să fie El. De asemenea, această primire a Duhului Sfânt ca procedură se lasă nu doar cu manifestări pe linia darurilor Duhului Sfânt. Vine și cu plinătatea roadei Duhului Sfânt în viața noastră. În general se spune în mediul nostru penticostal că semnul exterior al primirii Duhului Sfânt e vorbirea în limbi. Eu spun că e bine, dar nu e complet. Complet este vorbirea în limbi și oricare alt dar. Cum v-am spus, vorbeau în limbi și proroceau. Sau cum spune Marcu 16, iată semnele și lista e mai mare. Iar ca semn interior se spune, așa în mod clasic, că e bucuria. Eu zic că e drept spus, dar nu e complet. Ca semn interior este toată roada Duhului Sfânt. Numai că știți cum e, bucuria iese în față, e la ușă, știi? Dar ce pacea nu e acolo? Dar dragostea nu e prezentă? Să vă prezint un caz de la noi din biserică. O soră, fost pocăită vreo 20 de ani, soțul ei a întârziat să se pocăiască, până la urmă spre bătrânețe, când a ieșit la pensie a venit și el, s-a botezat, dar era destul de capricios, așa era, maghiar fratele și față de români avea oarecare reticență. Și am fost de față când a primit Duhul Sfânt și dumnealui și pe aceeași bancă, era cam a treia așa, a primit un alt frate român, Ardelean Petru, și ăsta, fiul risipitor, s-a întors la Domnul la 70 de ani din părinți pocăiți, că Dumnezeu e bun și își aduce aminte de rugăciune. Amândoi au primit Duhul Sfânt, repet, la aceeași rugăciune. Când s-a încheiat rugăciunea, fratele ăsta maghiar, Soane, îl cuprinde în brațe pe fratele Petru și se strângeau amândoi și plângeau și un presbiter de la noi mă cotește și spune, l-ai cunoscut pe Soane înainte? Nu. Ăsta pe bangrei n-ar fi pupat-o în română. Uite-te că nu-i poți discleșta. Și-a rămas fratele Șoani cu bucuria aceea când îl mai întrebam după ce ea trăiește și acum. Zici, ce faci? Mă bucur în Duhul Sfânt. Da, bucuria e primordială,
Dar vine și pacea, vine și dragostea, că de asta iubea acum pe român. Vine și îndelunga răbdare, vine și facerea de bine. E tot pachetul. Că Duhul Sfânt când vine, vine întreg. Numai că dăm parte fiecăruia cum voiește. Aminteam că unii cred că se poate primi doar așa, prin manifestarea asta interioară și se dovedește mai apoi prin trăire. Sunt ambele valențe valabile. Și drept dovadă că trebuie să se întâmple ceva în mod fizic, vizibil, cum a fost și în fapte 2, cum a fost și în fapte 4, s-a cutremurat casa, ceva, trebuie să se întâmple. Și acum vă aduc argumentele arhetipice din Vechiul Testament. Scrie că Dumnezeu, atunci când a scos pe evrei din Egipt, a zis să-i facă un cort, că vrea să locuiască în mijlocul lor. Au construit cortul în pustie și după ce au fost toate obiectele instalate și preoții pregătiți, instruiți, echipați, scrie în Levitic 9, de la versetul 22, Aron și-a ridicat mâinile, a binecuvântat jertfa, Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii, când au ieșit din el, au binecuvântat poporul și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arde tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigă de bucurie, s-a aruncat cu fața la pământ. Întreb, s-a văzut, a fost clar că Domnul s-a mutat să locuiască în cort? Că zic că vrea să locuiască acolo. Și asta a citit în Romani 8, că Duhul Sfânt trebuie să locuiască în noi. Oricând vine să locuiască în noi, trebuie să vadă și vecinii, ar spune eu așa figurativ. Să se vadă, să se audă, că vine. A, vă spune cineva, da, dar până atunci n-a fost Duhul Sfânt care a făcut lucrarea nașterii din nou. Ba da, până atunci și-a construit cortul, dar când se mută în el, trebuie să se vadă. Aceeași imagine reiese și de la inaugurarea templului. Citesc din a doua cronici, capitolul 5, unde spune în versetul 14, preoții n-au putut să mai stea acolo să facă slujbă din pricina norului, că slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Apoi, capitolul 7, versetul 1, când și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât un foc din cer, pentru că din nou Domnul și-a făcut vizibilă, simțită prezența în mijlocul locașului care îl construiseră pentru el. Noi, spune Cartea Sfântă, că suntem templul Duhului Sfânt, citesc 1 Corinteni, capitolul 3, unde spune atât de frumos, versetul 16, nu știți că sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Ce har! Să locuiască Duhul lui Dumnezeu în noi? Da, pentru că întâi am fost sfințiți și mulțumim Domnului pentru aceasta. Slăvit să fie Domnul! În ce fază sunteți? Ați avut parte până aici? Dacă a socotit prioritară lucrarea și a spus pasiune, atunci Domnul la rând își face lucrările, face posibilă primirea Duhului Sfânt, și prin proceduri rânduite de el, că exemplele pot să difere. Unii primesc Duhul Sfânt foarte repede, aș spune, chiar foarte ușor. Un bunic al meu pe care fizionomic eu am semănat cu el, a stăruit 30 de ani să primească Duhul Sfânt. Așa, cu respectul pentru înaintaș, dar totul spun, era mai firesc așa de felul lui. Dar era sincer în credință. Și știți cum a primit până la urmă Duhul Sfânt? A rămas singur, bunica a plecat să la Domnul și într-o dimineață, când tata s-a dus să-i ducă mâncare, locuia lângă ai mei și îngrijeau de el, se ruga foarte mult. Zice, astă noapte în vis m-am rugat, dar în vis vorbeam în alte limbi. Și m-am trezit cu așa bucurie. Și dimineață când m-am pus să mă rog, iar vorbesc în alte limbi. Păi cum l-a botezat Domnul în noapte? Am vis, nu știu. Și eu aveam teama asta în adolescența mea, mă zice, să nu mă țină Dumnezeu și pe mine la rând cât pe bunicul, că încă pe vremea aceea încă nu primise. Și Domnul s-a îndurat de mine și am primit Duhul Sfânt la prima stăruință la care am fost. Aveam 21 de ani atunci.
Îmi amintesc de un botez cu Duhul Sfânt așa plăcut în biserica noastră. Era o fată a fratelui păstor Eugen Micurescu. Era pe clasa a șaptea și frații n-au lăsat-o în față, în cei ce stăruiau. Se ruga acolo mai în spate. Erau rugăciuni în picioare și așa știți cum merge vrăbiuțele astea, păsările astea, că nu pășesc cu picioarele pe rând, ci cu amândouă odată. Știi? Așa să-l taia cu piciorușile, știi? Și tot venea așa în față și mama s-a observat tot lângă ea că urma o treaptă acolo, știi? Dar fata era cu ochii chiși și eu am văzut scena care vă relatez. Dar numai atât au sărit, mă mers așa în față, numai până la treapta aia acolo n-au căzut. Se ruga în românește, o rugăciune fluentă. Dar curgeau lacrimile pe față, față senină și dintr-o dată a izbucnit într-o vorbire în alte limbi la fel de fluentă. Ce frumos! Dumnezeu lucrează ferurit. La alții le dă așa, mai puțin, o măsură mai mică, un cuvânt, două, trei. Văd ceva, se întâmplă ceva. E aspectul exterior, cum vă spuneam, al manifestării Duhului Sfânt și este aspectul interior acela al bucuriei, al împlinirii, al fericirii. Dumnezeu să lucreze și într-un fel și în altul. Și procedura primirii Duhului Sfânt să fie una binecuvântată. Amin? Amin. Trec mai departe. La un alt P. Deci am vorbit despre prioritate, despre posibilitate, despre procedură și hai să vorbim despre păstrarea a ceea ce am primit. Când îndrăznesc să spun că nu e greu să primim. Posibilitate, cum v-am spus, există, dar este foarte important, revin la textul citit, Roman capitolul 8, spune aici în versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Adică ce am primit să fi păstrat. Cum spune Îngerul Bisericii din Filadelfia, păstrează ce ai. Dar la unii le spune, adu-ți aminte cum ai primit, pocăiește-te, întoarce-te la faptele tale din tâi. Pentru că Duhul Sfânt nu poate fi păstrat în orice condiții. Vasul a fost curat, dar trebuie păstrat curat, așa-i? Păi e Duh Sfânt. Și spune la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți prin Hristos, cum v-am spus, curățați, albiți, chemați să fie sfinți. Și aici trebuie să fim tare, tare atenți, ca nu cumva, le spune Apostolul Pavel Galatenilor, că au avut un debut binecuvântat prin puterea lui Dumnezeu, Galateni capitolul 3, în versetul 2. Iată numai ce voi să știu de la voi prin faptele legii ați primit voi Duhul lor prin auzirea credinței. Adică nu primește cineva Duhul Sfânt pe barba lui, în baza faptelor lui. Duhul Sfânt e primit ca urmare a ispășirii Domnului. Sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Doamne, ferește-ne de așa ceva! Aici, dragii mei, trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt să opereze în noi. Duhul Sfânt, când vine, nu ne face roboți. Ne prea centru de comandă, limbajul, vine și locuiește în mintea noastră, în Duhul nostru, în întreaga noastră ființă de altfel, dar trebuie să-i predăm comanda. Altfel se întristează, se poate și retrage, sau și alte lucruri mai grave. Deschideți, vă rog, Biblia aici, sau dumneavoastră sunteți cu proiectorul. E bun și ăsta pentru cine nu are Biblie sau pentru cine nu știe căuta ea. Dar la proiector vă arată câte un verset. În Biblie ai două pagini, câte două coloane. În fine, Roman 7. Citim de aici
Aici vă rog să fiți atenți. Și spune Pavel de la versetul 14 că ceea ce cere Dumnezeu prin lege, în speță prin cuvântul său, e bine, nu? Dar face o constatare dură, neplăcută. Versetul 18. Știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Fi valabil și pentru dumneavoastră? Sau e vreunul bun în firea pământească? Am voința să fac binele, dar și voința venise de sus, odată cu cunoștința lui de la Dumnezeu. Dar n-am puterea să fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci culmea, invers. Răul care nu vreau să-l fac, iată ce fac. 21. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Versul 23. Văd în mădularele mele o lege care se luptă împotriva legii primite în mintea mea și mă ține în dependență, rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dragii mei, noi primim Duhul Sfânt și mă refer acum la păstrarea Lui ca să putem duce o viață sfântă. Vorbeam de prioritatea primirii Duhului Sfânt, să conștientizăm că fără Duhul Sfânt suntem firești. Dar culmea este că poți fi firesc și după ce l-ai primit, dacă nu înțelegi ce scrie aici. Mie îmi place aici să fac următoarea comparație. Știți cu toți efectele legii gravitației, nu? Păi să zic, dacă suntem undeva pe câmp și este un șanț sau o vale, hai să admit, și noi avem de mers pe dealul următor, nu? Băi, n-ar fi mai simplu așa să mergem ca un avion, nu? Pășim așa pe aer, fără gravitație, ca oamenii din stațiile orbitale, trebuie să mai coborâm noi până în vale, să ne suim înapoi, mă. Sau, ești la malul unei ape și trebuie să treci dincolo. Păi de ce trebuie să te mai bași la fundul apei, nu? Să pășești și să ajungi dincolo. Dar ce nu te lasă? Legea gravitației. Așa e legea păcatului comparativ. Tu vrei să treci la înălțime, să nu cobori în depresiunile ispitirilor și a păcatului, dar firea pământească, scrie aici, în capitolul 7, zice în versetul 8, că păcatul chiar prin poruncă a făcut să se nască anumite pofte. Zice, porunca care trebuia să-mi dea viață mi-a pricinuit moartea. Spune să nu poftești și omului să poftească. Cum s-a întâmplat undeva, știți că în religia, în confesiunea catolică, are loc o confirmare a copilor pe la 12-14 ani și îl cheamă un preot pe un copil din ăsta și îi spune, băi, ceva să te spovedești ai? Și întreau băiatul ce? Păi, de exemplu, când a fost, ai tăi plecați de acasă, să iei ceva bani. De unde știi că-i țin? Și copilul ce? N-am făcut, dar ideea nu era. Adică asta e omul în firea lui. Îi spui să nu facă și tocmai atunci îi spitit să facă. Și repet, poți să fii firești cu Duhul Sfânt în tine. Și Pavel spune, ești pierdut degeaba, că iar cad. Și acum trec în capitolul 8 de unde s-a citit. Și vă rog să fiți atenți. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Cum numai? Păi scrie că Dumnezeu ne-a iertat. Cine să ne mai osândească? Da, dar asta e o chestiune de moment, când am fost iertați, când am primit, dar apoi în viață? Dar nici în timp nu mai este nicio osândire pentru cei ce nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Și versetul 2, atenție. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Să ne oprim. Ce e legea păcatului și a morții? De ce îi spune legea păcatului și a morții? Îi spune legea păcatului fiindcă legea definește păcatul. Și de ce îi spune a morții? Pentru că de îndată ce îmi spune ce e păcat, eu n-am capacitatea să nu comit și am păcătuit. Și porunca mi-a adus și informația de acei păcați și nu-i păcat, dar mi-a adus și moartea, a zis așa. E legea păcatului și a morții. Spune să nu fac, eu tocmai am făcut și atunci legea păcatului mi-a spus ce e păcatul și a adus și moartea. Asta e simplu. Dar cum este legea cealaltă? Legea Duhului de viață în Hristos.
o definire mai complexă. Ce vrea să spună? De ce spune legea Duhului? Că Duhul o aduce, o face reală, posibilă în viața noastră. De ce îi spune Hristos? Pentru că în urma ce a făcut Domnul Iisus vine Duhul și face asta noi. De ce îi spune de viață? Că nu mai duce la moarte. Și ne duce la viață, cum spune aici în 8:6, umblarea după lucrurile firii moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Asta e definirea. Dar cum operează legea asta? Simplu. Versetul 1. Sunt îndemnuri ale firii că trăim încă în carne. Mintea noastră este aceeași. Adică este capabilă de aceleași lucruri, de aceleași gândiri, de aceleași fapte. Dar de îndată ce primim Duhul Sfânt, vă rog să vă imaginați că merge pe drum sau suntem undeva și de o parte e unul, pentru un tânăr să spunem, e un șmecheraș, un coleg de-a tău care spune sau îți dă telefon, băi, să facem asta, vină acolo, cum spune în Proverbe 1:10, băi, vină cu noi. Și din coace unul pocăit, care spune, auzi, hai să ne rugăm, fii bun, să facem lucruri sfinte, să studiem adevărul și tu asculți de cine vrei. Îndemnurile firii și îndemnurile Duhului. Noi nu avem capacitatea prin noi înșine să fim duhovnicești, ci numai dependența de Dumnezeu ne dă harul acesta. Duhul Sfânt vine în noi, preia comanda și dacă l-asculți o să fii pocăit până în capăt. Dacă nu, o să mai faci și prostii. Îndemnurile Duhului se percep cel mai bine la rugăciune, împărtășia sfinților, când stăm în meditație, cum spune în psalmul 1, dar dacă dai o muzică din aia care bubuie, dacă te duci pe stadion, dacă te duci la film, apoi în gălăgia aia nu-l prea auzi tu pe Duhul Sfânt. E ca și unul care vorbea dintr-o cabină din asta de la stradă și cel de la celălalt capăt a firului spune, băi, închide ușa că aud pe ea de pe stradă mai tare ca pe tine. Și nu mai au șoapta Duhului Sfânt. De-aia este important să rămânem în sfera lui Dumnezeu. Spune 1 Petru 2:11, nu feriți-vă de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Dragii mei, dacă primiți Duhul Sfânt, atunci rămâneți aproape de frățietate, de familie. Spune în Iacov capitolul 4 că Duhul ne vrea cu gelozie pentru sine și prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu. Și spune în Efeseni la capitolul 4 de la versetul 30 să nu întristați pe Duhul Sfânt prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, iuțeală, mânie, strigare, clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Duhul Sfânt spune și în Roman 9:1 că face cugetul curat, luminat și devii sensibil și iau și șoapta, dar în același timp, dacă n-ai ascultat, simți și mustrarea care ți-o aplică. Și în felul acesta poți să păstrezi pe Duhul Sfânt în tine și locuiește în tine și tu-l auzi și șoptește și te bucuri și dai slavă lui Dumnezeu. Amin? Da, pentru asta vreau ca să primim Duhul Sfânt. Ca să ne călăuzească în tot adevărul. Am auzit pe fratele spunând dimineața asta că cei ce au Duhul lui Dumnezeu sunt cei călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Dacă n-avem viză la zi, atunci ceea ce am primit noi este în pericol. Romani 8:14, că toți ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Adică cei ce ascultă de El. Altfel, hai să citim câteva versete de aici, din Romani 8:4, de exemplu. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, ceea ce îmi cerea înainte și nu puteam, acum pot. Vei deveni un om blând, că blândețea e roada Duhului Sfânt, nu? Un om făcător de bine, de pace, de tot mir, nu? Măi, ce a fost înainte și ce e acum? Are Duhul lui Dumnezeu. Spunea, vă dau un caz, la Fodora Sălașului, a fost un frate, tatăl fratelui păstor de la Ferneziu din Baia Mare, fratele Liviu Hozan, a fost un om bătăuș înainte, un om puternic.
Și când s-a pocăit și a venit Duhul Dumnezeu peste el, apoi a dat Domnul, l-a făcut și proroc, îi spuneau Sfântul din Părău. Și într-o seară, întorcându-se la rugăciune, era noapte mai târziu, pe aceeași stradă veneau și câțiva venind de la horă sau de la știu eu ce bal. Și au zis, bă, ăsta-i pocăit, hai să ne legăm de el. Și altul zice, băi, vezi că de te lovești, ăsta-i problemă. Când s-au apropiat de el, el se ruga. Și unul mai îndrăznit, se ruga să se apropie și a zis, băi, stați liniștiți. Le-au sărit beția, au spus, băi, ăsta e alt om. Pentru că aici se vede prezența Duhului Sfânt în viața noastră, păstrarea Duhului Sfânt în viața noastră, prin manifestările care le avem, că el ne șoptește. Te pune în gardă așa că Elisei pe împăratul lui Izrael, bă, vezi că acolo ți-ascult sirienii și te ferești, eviți ispita, îți dă puterea asta, amin? Doamne, ajută! Dumnezeu să vă dea harul acesta, să-L ascultați. Altfel, n-am rezolvat nimic. Va sta așa chircit, să spun, în viața noastră, trist, și nu va putea să se manifeste. Spune în Galateni, în capitolul 5, și cu asta mă opresc, versetul 17, hai 16, umblați cârmuiți de Duhul. Vedeți, dincolo spune, îndemnați-i scârmuiți, că uneori așa ar trebui să preia mai tare Duhul Sfânt frâiile noastre, adică ne este mai greu să ne lăsăm conduși, nu? Și nu împliniți poftele firii. E singura șansă. Căci firea pământească potește împotriva Duhului, se simțim uneori revolta asta noi, că-i vrea să faci ceva și Duhul spune, nu fă asta. Dar nu strigă la noi. Sunt lucruri potrivnice. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege, auzi? Fac o afirmație, sper să o înțelegeți. Vor spune unii, noi nu suntem cu legea, nu suntem adventiști. Care nu-i duhovnicesc, e sub lege. Adică e sub condamnarea legii. Nu neapărat numai în forma celor 10 porunci, a legii lui Dumnezeu la modul general. Numai cine-i sub călăuzirea Duhului scos de sub lege. Pentru că pe el nu porunca îl obligă, că oricum nu o pot împlini, ci Duhul face ca porunca legii, Romani 8:4, să fie împlinită. Și nici nu mai sună ca o poruncă. Spune Romani 12:2, de acum voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Că atunci când asculți de Duhul Sfânt, în urmă rămâi așa cu pace, așa bucuros, n-ai niciun stres, n-ai condamnări, n-ai emoții. Rămâi în el în ziua aceea, nu vei fi depărtat de el, cum spune 1 Ioan capitolul 2. Domnul să ne dea harul acesta. Să nu uitați, deci. Deci vorbim despre prioritatea primirii Duhului Sfânt și iată ce motive ca să fie prioritară. Vorbim despre posibilitate în urma jertfei Domnului. Am vorbit despre procedură. E o lucrare dumnezeiască, nu se poate să nu își facă prezența vizibilă în viața noastră, în interior, în exterior. Și vorbeam despre păstrarea ceea ce am primit, rămânând sub controlul, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Amin. Trecem mai departe și vorbim tot cu litera P de puterea Duhului Sfânt. Și la asta mă refer nu prin plan la trăire, oricum despre asta am vorbit, și la ceea ce poate Duhul Sfânt să facă prin noi, prin manifestările sale, așa este scris în Fapte, în capitolul 1, și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și scrie în Zaharia, că lucrul ăsta nu se face prin puterea omului, ci prin puterea lui Dumnezeu. Dar ca puterea asta să fie întreținută în noi, vă dau un sfat. Spune în Epistola lui Iuda, versetele 19 și 20, despre unii că dau naștere la dezbinări și fac ei multe rele, sunt supuși poftilor firii, adică îi poartă firea, lucrează sub instinctele carnale. Dar de ce, sărmanii? N-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se primește prin rugăciune sau pe fond de rugăciune, dar se întreține puterea asta prin rugăciune. Și spune în Efeseni 6:18,
faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Sau spune în 1 Corinteni, capitolul 14, tot pe tema aceasta, versetul 15, mă voi ruga cu Duhul. Mă voi ruga cu mintea. Cum e rugăciunea cu mintea? Pentru ce suntem îndemnați? Pentru ce ne vine în minte? Avem noi nevoile noastre și ne rugăm. Dar când ne rugăm prin Duhul, asta capătă o nuanță de ordin profetică. Prin Duhul îi spuneau să nu se sui la Ierusalim, că uite ce se întâmplă. Și atunci te rogi prin Duhul ce nu ți-ai propus cu mintea. Și Duhul Sfânt te îndeamnă, îți dă teme, idei în rugăciune. Citeam despre niște misionari care au rămas cu mașina împotmoliți undeva în Africa, în câmp, și au vrut ceva bandiți să-i atace. Și mai târziu le-au mărturisit că n-au putut să-i atace, că 16 militari în uniforma militară a țării erau împrejurul lor. Au avut o vedenie. Și-au aflat apoi acel grup de misionari rămași acolo cu mașina în pană, că exact 16 credincioși se rugau în America pentru ei, după un îndemn al Duhului. Deci este rugăciunea cu mintea, e rugăciunea cu Duhul și se mărește cercul acesta, și apoi rugăciunea prin Duhul și rugăciunea cu Duhul, când te rogi în alte limbi. La noi, la stăruință, acum a fost cineva care a umblat prin mai multe țări, nu-i membru la noi, și între altele știa vreo 4-5 limbi, a zis, măi, ce se rugau aici un adolescent sau o fată, nu mai țin minte, se ruga să împlinească Domnul făgăduințele de revărsare cu care l-a făcut pentru biserica noastră. Exact ce se profețise, se ruga în alte limbi. Și apoi a trecut în alte limbi, se ruga pentru cei din lângă el care stăruiau, că Duhul se întreține prin rugăciune, Dumnezeu să vă dea harul acesta să fiți oameni ai rugăciunii. Numai așa se poate face lucrarea Domnului. Am avut un vis nu demult, se făcea că eram la amvonul unei adunări și undeva într-o parte era o femeie care se manifesta așa dezacordat, până la urmă mi-am dat seama că avea ca un duh așa care o tulbura și eu am poruncit de la amvon să fie eliberată. Și femeia s-a leșisat cu minte. Și când am poruncit, așa m-am ridicat, eram ridicat așa de la dușul mea și eu mi-am zis în vis, băi, să nu creadă, aibă oamenii spre mine impresie că uite, e puterea Domnului peste mine. Și în același vis, dintr-o dată, m-am văzut singur într-o cameră rugându-mă și am auzit o voce. Dacă vrei să te însoțească puterea asta, aici o capeți. Clar. Noi am vrea să facem lucrurile Domnului, să manifeste putere prin noi. Dar numai dacă ne încărcăm bateriile se va întâmpla asta. Și puterea Domnului se va manifesta și Domnul atunci dă. Cum spune în 1 Corinteni 12, de la 7, spre folosul altora. Și unuia este dat una, altul este dat alta. După cum voiește Duhul Domnul să-și împlinească și în privința asta lucrările în viața dumneavoastră. Sub călăuzire, sub autorizare, sub puterea Duhului Sfânt, se fac aceste lucrări. Dar dacă nu este rugăciune, cum spuneam, și dacă cineva a primit un dar, e ceva superficial, este ceva ce se stinge și nu se poate manifesta cu putere, pentru că aceste daruri operează în funcție de diferite măsuri, spune în Roman, capitolul 12, la versetul 3, o măsură care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și spune Pavel lui Timotei în privința aceasta, a doua Timotei, capitolul 1, versetul 6, să aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Prin punerea mâinilor mele, ce dar avea? Între altele spune în 1:4-6, să nu fii nepăsător de darul care este în tine. Dragii mei, vă întreb, pe cei botezați cu Duhul Sfânt, ce putere v-a dat Dumnezeu? Știți că l-a întrebat pe Domnul, cu ce putere faci asta? Fără putere nu se poate. Stați la îndemâna Domnului. Am un prieten în Austria și îmi spunea că într-o noapte l-a vizitat un bătrân, zice, de două ori mi s-a arătat în viață. Și a zis așa, de ce nu mai prorocești? Când te vei întâlni cu Dumnezeu,
nu te va întreba ce ai făcut, că ai vrut tu să faci. Te va întreba dacă ai făcut ce ți-o dat să faci. Și i-o dat cu număr, de când n-ai mai prorocit, i-o spus, atâtea prorocii trebuiau rostite prin gura ta. Și au zis, dintre ele, le-o spus cât erau de maximă urgență și importanță, auzi. Când mi-a relatat asta, a zis, e de o lună de când am visat, dar n-am liniște. Tu zis, frate, dar am intrat niște lupte și n-am mai putut să profețesc. Spunea fratele Dragoș Croitoru de fratele Octav Axinte, un colaborator a dumnealui, că a avut ca o descoperire, nu știu, el sau altul, și a zis pe Octav să nu judecați pentru ce a făcut, să judecați pentru ce nu a făcut. Că nu voia să lucreze cu un dar. M-a mustrat și pe mine Domnul nu de mult, că și cu privire la un anumit dar, a zis să-l mutai așa dintr-o mână în alta și ziceai că e mai ușor să nu-l porți. Dragii mei, Dumnezeu ne-a făcut să fim împreună lucrători cu El. Și spuneți-mi, vă rog, când am împărțit 10 poli sau când am împărțit talanții, a fost vreunul la care nu i-a dat nimic? A fost? Poate ne întrebăm de ce la unul ne-a dat numai unul, așa-i? Păi, bine că nu i-a dat doi, că rămâneau amândoi blocați. Dar așa nu m-au fost blocat numai unul, că nici cu acela n-a vrut să lucreze. Vom lucra cu darul nostru. Un dar al credinței, al mișlocirii, un dar de vestire, un dar de ajutorare. Duhul le face toate acestea. Și Duhul te mână, e o putere. Dacă ați auzit, deși nu interesant, odată ce un om primește un duh rău, de exemplu un duh de vrăjitorie, dacă nu-i dă de lucru la Satan, îl muncește pe vrăjitorul ăla. El vrea să aibă activitate ca să nu fie el muncit. Pentru că lumea spirituală este activă. De aceea să înțelegem felul în care Duhul Sfânt vrea să ne activeze. Că altfel ne va activa firea pământească din nou. Nu este om care să n-aibă pasiuni și să nu trăiască pentru ceva. Și m-am amintit versetul din Iacob 4 că Duhul Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine, cu râvnă. Iată ce va face râvna Domnilor Știrilor, strega profetul Isaia. În noi pulsează puterea asta? Sau suntem așa lâncezi? De ce? Am primit poate o măsură mică? Nu o lăsăm nici pe aceea să fie activă? Râvna casei tale mă mănâncă pe mine, spunea psalmistul cu referire la Domnul, dar Duhul lui trebuie să fie și în viața noastră. Să-L lăsăm să-și manifeste puterea. Altfel se va spune, cum a zis Madianiții, că pe tăinile acelea două către Gedeon, când i-a zis la fiul lui, a zis, omoară-i. Ăștia erau legați, arestați. Scrie că e o frică. Și știu de ei, mă, cum e omul așa e și puterea. Măi, cu tata biruitor, ăștia legați cu soldați în jur și să n-aibă curaj să-i taie. Ce contrast între asta și ce scrie în Judecător capitolul 3, că e Hud, stângaci de felul lui. Pentru că a venit Duhul Dumnezeu peste el, a avut curaj să-l omoare pe împărat în casa lui. E diferență. Nu spune Mica, eu sunt plin de putere. Plin de Duhul Domnului, ca să vestească lucrările care Domnul i le-a dat. Așa să zice Domnul predicatorii. Spune în 1 Corinteni, capitolul 2, asta e foarte important. Zice aici despre o predicare, despre lucrarea care a făcut-o. Zice în 2 cu 4, învățătura și provăduirea mea nu stăteau în vorbire duplecătoare înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, putere în predicare. Îmi spun în Matei 7 că Domnul predica cu putere, nu cum învățau cărturare. Versetul 13. Vorbim despre lucrările acestea descoperite de Duhul, nu cu vorbiri învățate la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Spunea, că tot am amintit de fratele Costică de la Izvin, când s-a dus prima dată în adunare, a nimerit așa, om venit din lume, originar din județul Neamț,
Era cina Domnului. Și fratele Todoraș a predicat din cuvântul: nu puteți bea paharul Domnului și paharul demonilor. Și el s-a întărătat, să ce pun el ce să beau și ce să nu beau? Cum mă duc acasă să beau? Și când a ajuns acasă, a dat să ia să bea și a auzit vocea cu aceeași rezonanță: nu puteți bea și paharul Domnului și paharul demonilor. Mă, care ați mai fost la adunare? Cine grește așa? Mă, nu era nimeni acasă. Dar puterea aia din cuvântul rostit îl urmărea. A încercat să bea, n-a avut gust băutura. A doua s-a dus la serviciu, era toamna, să fac un, i-a dat ceva, un cocktail să facă, n-a funcționat nimic. Și auza ecoul acela: nu puteți bea paharul Domnului și paharul demonilor. Căci cuvântul lui Dumnezeu, spune Luca 1:37, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Putere în predicare, în baza umplerii. Domnul, plin de puterea Duhului Sfânt, și-a început misiunea, Luca 4. Putere în profeție, putere când te rogi în alte limbi, în rugăciune, în biruința care o ai pentru tine. Este nevoie de această putere și Domnul să-și zidească biserica pe baza puterii care o are. A spus Domnul, scrie în Luca 10, v-am dat putere. Și ce înseamnă asta? Adică atunci când predicau și săvârșeau lucrări de vindecare, de eliberare, să se dovedească prezența Duhului Dumnezeu în viața lor. Domnul să o lase și în viața noastră. Și să ne rugăm pentru aceasta. Să-L ascultăm ca puterea să se manifeste în noi. Trec la un alt P. Al câtilea o fi? Poate al șaselea, nu? Pericolul pierderii a ceea ce am primit. Am amintit din Efeseni 4 că Duhul Sfânt se poate întrista uneori din lucruri mărunte. Recitesc, că nu le-am amintit toate. Răutate, strigare, clevetire, și suntem foarte vulnerabili. Spunea o soră că a avut un vis în care s-a oferit, să spunem așa, un dialog, o părtășie cu Domnul Iisus. Și i-a spus de cazul ei, i-a cerut o informație și oarecum epuizase subiectul ei. Și a zis: Doamne, dar de sora aia, ce zici? Și-a zis că nu m-a văzut în vis, că Domnul s-a întors într-o parte și-a dispărut. Și zice: am priceput că nu i-a plăcut. Da? Duhul Sfânt se poate întrista, va spune în Isaia 63 că ne poate și părăsi și se poate produce ceea ce spunea Domnul Iisus, hula împotriva Duhului Sfânt. Asta nu e ceea ce sperie diavolul pe unii. Am avut o experiență zile trecute, un copilaș de 13 ani. A venit tata lui și mi-a zis: tot plânge. De ce plânge? Am hulit pe Duhul Sfânt. Dar cum l-ai hulit? Ai zis ceva? Ai făcut ceva? Nu, în gând. Nu l-ai hulit tu pe Duhul Sfânt. Și pentru că băiatul citea foarte mult Biblia și avea un cuget sensibil, i-am citit versete din Biblie ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt și s-a liniștit, dragă, de el. Spune în Evrei, la capitolul 10, eu sper așa ceva să nu fie pentru dumneavoastră, dar amintesc și asta, zic ca Daniel despre Nebucadnețar, tâlcuirea să nu fie pentru voi. Daniel 10, de la versetul 26, căci dacă păcătuim cu voia, și rețineți, după ce am primit Duhul Sfânt, putem să nu mai păcătuim? Până atunci nu puteam, dar de acum pot. După ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare fricoșată a judecății și văpaia unui foc care va misti pe cei răzvrătiți. Căci cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a 2 sau 3 marturi. Și scrie în Numeri 15 că cine hulea pe Domnul nu mai era ispășire, trebuia omorât. Cu cât mai aspră pedeapsă crezi că va lua cel ce va încălca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, că El ne-a dat tot harul, sau prin El, va pângări sângele legământului care a fost sfințit, e vorba de sfințirea lucrată de Duhul, spune și în Petru, și va batjocori pe Duhul Harului. Asta e hula. Când păcătuiești cu voia, când în mod deliberat, o zi, o lună, luni, an sau ani, trăiești în păcat, îl sfidezi pe Duhul Sfânt care
Dacă ai greșit, vine și te îndeamnă, te corectează. Domnul stă la dreapta măririi, mijlocește. Dar îți permiți să trăiești în păcat, în mod conștient. Un exemplu este Iuda. Dacă am corelat textele, cum ar fi Matei 26 cu Ioan 13, rezultă că, deși Satana pusese în gândul lui Iuda, în mintea lui Iuda gândul să-l vândă, spune în 13 la început, dar apoi spune că a intrat în el și din faza aia nu s-a mai putut întoarce. Știți când a intrat? Corelat cu Matei 26. Când Domnul a spus, unul mă vinde. Da, cine știe cine este? Întrebat, eu sunt eu. Și scrie acolo că a zis Iuda, eu sunt, și Domnul i-a spus, tu ești. Poate i-a spus când i-a dat bucățica și scrie Ioan 13, atunci a intrat Satana în el. Petru s-a mai putut pocăi, că a făcut o prostie parcă fără să-și dea seama. Deși eu l-a pus și pe el Domnul în temă. Dar Iuda în mod conștient. Și din faza aceea, și când s-a căit, s-a spânzurat, dar nu s-a mai putut întoarce. Îmi povestea un păstor din Timiș. Au avut doi oameni în biserică ce tare le creau probleme. Împotrivă la stărință, nu-i bună asta, nu-i bună cealaltă, tot pe invers. Era proaspăt venit acolo și a vrut să plece. Și a ajuns undeva la rugăciune și Domnul i-a spus, rămâi acolo, că cei doi care se împotrivesc lucrării mele, eu, Domnul, mă voi ocupa de ei. Și ca semn că lucrarea mea va începe acolo, Duhul Sfânt se va revărsa peste cei tineri. Și am fost acolo, au fost botezați, adolescenți. Greu am predicat că nu mai zbucneau o rugăciune, ci har. Și au zis, Domnul v-a lovit doi. Unul a murit și celălalt s-a îmbolnăvit cu mintea. S-a dus păstorul, el mi-a povestit, vă spun lucrul la mâna întâi, să-l viziteze la psihiatrie în Timișoara. Și l-așteaptă o asistentă și îi spune, domnul pastor, că eu spus cine și ce vrea pe cine să viziteze, îmi spune și mie ce aia hulă împotriva Duhului Sfânt? Și zice, de ce? Pacientul la care mergeți vorbește într-una și spune că el e pierdut cohulit pe Duhul Sfânt. S-a dus la vizitat și păstorul a mai încercat o șansă să vadă dacă mai are. Măi, pocăiești, merești. Nu mai pot. O zis, două ceasuri am insistat de el, fără nicio șansă. Că dacă nu-i Duhul Sfânt să te convingă, să te schimbe, să-ți dea har, că e Duhul Harului, să-ți dea putere, ca om nu mai poți nimic. După cum un om din lume, dacă nu-l cercetează Dumnezeu, eu le spun la prieteni, pocăiește-te când Dumnezeu te cheamă, că nu poți să te pocăiești când vrei. Ma când te cheamă, când îți deschide ușa, când îți oferă șansă. Dar de asemenea, dacă pe Duhul Sfânt îl sfidezi, nu-l asculți, te împotrivești, cum spune în Proverbe, tuturor mustrărilor, așa și mâine vei fi zdrobit odată și fără leac. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Să nu îngăduie Domnul una ca asta, dar nici nu vă jucați cu așa ceva. Am întâlnit într-o țară din Europa un caz, s-a amestecat el în lucrările Duhului în ceea ce nu-i fusese dat. Și Duhul este o putere și n-a lucrat, acum a fost și cu cei doi fii al lui Aron care au fost arși, e o putere și dacă te joci cu focul. Și omul acela și-a permis, nu mai știu ce, să prorocească de la el, să poruncească ceva dur, s-a amestecat dincolo de limitele care au fost date. Și dintr-un om cu o putere samsonică, la 40 de ani l-am cunoscut personal, a ajuns o legumă, fără altă boală, doar a venit un duc peste el, nu mai putea să facă nimic. L-au pensionat statul respectiv, se mișca numai așa încet, parcă îl văd, și tot vorbea mereu, lucrările Duhului sunt sfinte, să nu greșim cu ele, da, trebuie să fim cu mare atenție și în curăție și Dumnezeu să ne dea har. Și ultimul lucru care le spun despre Duhul Sfânt, da, recapitulez ce am zis până aici, n-am spus eu tot, n-ai cum să spui tot odată. Și dumneavoastră le știți, doar poate într-o nouă formă, o nouă audiție, să ne împrospătăm, să devenim mai curâți, mai curați, mai atenți. Spuneam despre prioritatea primirii Duhului Sfânt, cât este de importantă lucrarea aceasta. Fără asta nu putem fi mântuiți, fără Duhul Dumnezeu, noi nu avem nicio putere, nici să înțelegem pe Dumnezeu,
Nici să trăim cum ne cere Dumnezeu, nici să săvârșim lucrările lui Dumnezeu. În al doilea rând v-am spus că noi putem să primim Duhul Sfânt pentru că Domnul prin jertfa sa, prin ispășirea sa realizată în cer, ne-a oferit șansa aceasta. Mie îmi place să spun că Domnul Iisus a început lucrarea de stăruință. Știți cum? S-a rugat pe Tatăl să ne dea un alt mijlocitor. Și a început el stăruința. Și noi numai o continuăm. În al treilea rând, spuneam despre procedurile de primire a Duhului Sfânt. În rugăciune și în rest, Duhul e ca vântul. De unde vine? Cum se manifestă? Da, ceva se vede, ceva se aude. În noi și în jurul nostru chiar. S-a întâmplat cu ani în urmă în Bihor, îmi povestea un frate. Când se încheie slujba, s-a rugat unul, dar s-a încheiat la unul. Și l-a pus pe unul să mulțumească și rugăciunea aia, când nu a fost numai a lui, a izbucnit, a venit harul atunci. S-a încheiat la ora 5 după masă. Și s-au sesizat vecinii că e flacără deasupra casei de adunare la pocăiți. Deci sunt aceste manifestări vizibile, audibile. Apoi v-am spus că este foarte importantă păstrarea, practicarea, rămânerea sub ungerea asta. Te călăuzește în tot adevărul. Te ajută să trăiești o viață fără păcat. În al cincilea rând am spus despre puterea Duhului Sfânt prin care se manifestă lucrări Dumnezeu. În al șaselea rând am amintit de pericolul pierderii Duhului Sfânt, caz în care mucul ce mai fumegă nu-l stânge, dacă s-o stânge de tot, trebuie să te afrântă norul, pentru că dacă e ruptă, e prea târziu. Și ultimul aspect, perspectiva primirii Duhului Sfânt sau perspectiva eternă a primirii Duhului Sfânt. Aici Domnul ne face să trăim frumos, ne folosește, e o putere. Țin minte că am fost la o soră prorociță cu ani în urmă, era pe pat, boala, bătrânețe. Dar când a venit Duhul Sfânt să prorocească, s-a ridicat în picioare ca un soldat. Când s-a terminat prorocia, din nou aceeași bolnavă care trebuia sprijinită să o pui pe pat. Și s-a citit în textul de astăzi, Romani 8, versetul 10, dacă Hristos este în voi, trupul vostru e supus morții. Au murit și prorocul Ezechiel și toți sfinții, nu? Din pricina păcatului, dar Duhul vostru e viu din pricina neprihănirii și dacă Duhul locuiește în voi, adică la permanență, atunci cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Ce frumos va fi! Versetul 13. Dacă prin Duhul facem să moară faptele firii, vom trăi. Aici trăim frumos și în perspectivă vom trăi veșnic. Amin? Că numai asta ne poate propulsa. Să fim schimbați. Cum spune a 2 Corinteni 3 cu 18, în slavă, în slavă, și atunci va fi o schimbare majoră a exteriorului. Sau cei care sunt morți, spune că este îngropat trup firesc și înviază trup duhovnicesc, din pricina Duhului care locuiește în noi. Ce frumos va fi atunci! Zice în Romani 8 că noi avem numai cele din tâi roade ale Duhului și așteptăm, mi-a plăcut o explicație a unui rabin evreu convertit. Spunea că Duhul Sfânt s-a primit la cincizecime, că n-am primit numai 50, că suta se primește când vine a doua oară. Și atunci primim întregul. Ce va urma atunci? Am visat nu de mult că eram dincolo. Era așa o poartă pe unde treceau oamenii. Și chiar am văzut așa cum treceau. Mi-am amintit din vis că era o soră așa mai bătrână, uite așa a trecut cu mâinile, știi? Și eu mi-am zis în vis, asta a plecat la Domnul în timp ce se ruga. Și mi-a venit un gând acolo, în vis. Măi, să nu păcătuiești ceva, să nu fac vreo greșeală. Și dintr-o dată conștientizez în vis că nu mai pot gândi rău. Nici pomeneala să mai spun o vorbă nepotrivită. Și ziceam în vis, extraordinar, bă, să nu mai poți face nimic rău. Adică să nu te mai ducă mintea într-acolo. Acum ne luptăm cu îndemnurile Duhului, cu îndemnurile firii, dar acolo perspectiva este să fim duhovnicești pe vecii vecilor. Adică să trăim în climatul acela, Dumnezeu să fie totul în toți. Asta e perspectiva primirii Duhului Sfânt. Aici e numai primele, roade.
Dar acolo primim totul. Și vedeți aici ne obosim uneori și la stăruință, nu? Dar dincolo și trupul duhovnicesc, adică pe deplin sub autoritatea, controlul, natura Duhului, și chiar și trupurile schimbate. Merită să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate acestea. Oh, dacă ar pricepe lumea. Fratele astea care vă spuneam de la noi, maghiar Șoani, la scurtă vreme după ce a primit Duhul Sfânt, s-a dus la Cluj, la un cumnat de-a lui, care general în rezervă. Și spune, măi, cumnate, când o să mori, să te bage cu toate decorațiile, în costum militar, vrei să fii pus în mormânt. A, zice, ce mai contează? Bă, dar chiar tu tot ce ai făcut numai până aici a contat? Dincolo ce te aștepți? Noi de-abia de acum, zic, avem doar cele din tâi roade. De acum urmează frumusețea. Măreția a ceea ce Dumnezeu prin Duhul Său realizează în noi. Și închei, dragii mei, cu câteva versete din Efeseni 3, care atunci când le citesc, aș zice că e ceva ce, cum spune aici, e dincolo de ce putem gândi, de ceea ce putem cere. Efeseni 3, în versetul 16, rugăciunea Apostolului Pavel, în rog a potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre, auzi? Că Duhul Sfânt are o droaie de numiri, Duhul Dumnezeu, Duhul Tatălui, Duhul Fiul, Duhul Harului, Duhul Slavei, tot după funcțiile care le are. Dumnezeire are numele în funcție de aceste atribute. Să vă facă să pricepeți dimensiuni, lărgime, lungime, adâncime, înălțime și să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu care trece orice pricepere. Și acum atenție, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Eu, dumneata, plin de toată plinătatea lui Dumnezeu? Păi cum să ajung eu plin de Dumnezeu dacă n-ar veni Duhul lui Dumnezeu în mine? Sau cum spune Ioan capitolul 3, vom fi ca El. Dumnezeu ne-a creat după chipul Său ca să aibă comuniune cu noi. Și asta acum este posibilă prin Duhul, dar acum, cum spune poetul Traian Dors, doar o clipă așa și o uimire. Ce va fi în veșnicii? Dumnezeu să ne umplă de puterea Lui, să ne păstreze prin puterea Lui și la venirea Lui să ne transforme prin Duhul Sfânt, să intrăm în această stare de beatitudine, de slavă. Doamne, ajută! Amin!